Bun găsit și bună să vă fie inima, stimați telespectatori. Iată, vă invităm din nou pe Meleaguri Maramureșene. Așa cum vă spuneam, pe parcursul mai multor ediții vom poposi în această zonă mirifică din nord de țară pentru a ne bucura sufletul cu folclorul nostru tradițional. Și nu puteam să poposim în Maramureș fără să vorbim de cei care au marcat pentru totdeauna folclorul maramureșan. Celebrii frați Petreuș. Iată, este o mare bucurie ca în ediția de astăzi să aducem un omagiu celor ce ne-au dăruit atâtea perle ale folclorului românesc maramureșan. Frații Ion și Ștefan Petreuș, acești minunați rapsozi ai acestui ținut, care ne-au lăsat o bogăție fără seamăn de cântec românesc de aici, din nord de țară. Și trebuie să vă spun că am deosebită bucurie de a îl avea invitat în spațiul emisiunii noastre pe fiul celebrului ceteraș, violonist Ștefan Petreuș. Este vorba de Andrei Petreuș, căruia îi spun bun venit în spațiul emisiunii Cântec și Poveste. Bine v-am găsit și eu sunt onorat că am fost invitat la dumneavoastră în emisiune. E o mare bucurie pentru noi, Andrei. Iată, suntem aici la Oncești, sub cetate, la Matei, pentru ca astăzi să ne aducem aminte de celebrul tău părinte și de unchiul tău, de acești oameni absolut extraordinari care au marcat, așa cum spuneam, pentru totdeauna folclorul maramureșan. Cred că nu este român care să nu fie auzit de frații Petreuș, care să nu fie ascultat cântecele lor, care să nu se fi bucurat la momentele de sărbătoare de aceste perle ale cântecului maramureșan pe care ei ni le-au dăruit. Ce înseamnă pentru tine să te naști într-o familie de oameni celebri? E o întrebare grea. Este un lucru, cum să zic eu, un dar pe care l-am primit. Așa pentru e. Că nu oricine se naște într-o asemenea familie. Sunt foarte mândru pentru acest lucru și pe de altă parte este și o povară, oarecum, să zic așa. O responsabilitate mare. O responsabilitate mare și ei, frații Petreuș, care au fost patru, au avut și o soră, Ioana, care a cântat și Petru, care Pătru la ce cântă? El mergea cu doba. Cu ei, dar el a rămas cu bunicii și a avut animale și nu s-au lansat. Ei au fost oameni iubiți. Așa este. Și e mare lucru să fii om iubit. Nu foarte mulți oameni au șansa asta să fie iubiți de alți oameni. Am întâlnit oameni în țară care au venit și le-au strâns mâna la spectacole și i-au pupat și, să nu zic, i-au venerat oarecum, nu vreau să folosesc cuvinte greșite, dar așa au fost oameni iubiți de popor și eu simt lucrul ăsta și acum. Și am simțit iubirea oamenilor față de mine prin părinții tăi, prin tatăl tău și prin ceea ce a făcut dumnealui împreună cu fratele. Fără îndoială, așa cum spuneam, frații Ion și Ștefan Petreuș rămân o emblemă pentru folclorul maramureșan și cei ce au scos din lada de zestre a ținutului lor nestemate, care vor vorbi peste vremi despre ce înseamnă folclorul maramureșan, despre ceea ce înseamnă frumusețea sufletului țăranului de aici, din nord de țară, pentru că ce este cântecul, dacă nu o parte din suflet, așezat de om acolo în vers și melodie. Mă bucur foarte mult, Andrei, că tu calci frumos pe urmele tatălui tău, a unchiului tău, a mătușei tale, a familiei care, așa cum bine spuneai, cu toții au fost, ca să zic așa, repere în ceea ce privește promovarea folclorului maramureșan. Înainte de a continua dialogul nostru, eu zic să ne amintim, în primul rând, de părinții voștri, de părinții tăi și să ne readucem aminte împreună cu telespectatorii noștri de minunații rapsozi ai Maramureșului, frații Ion și Ștefan Petreuș. Thank you.
la la la, roză verde am pe bunui, la 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 la, vine-mi dorul să mă sui, la 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 la, în vârful gutuiului, măi la 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 la, să vorem mândruțului, măi la 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 la. Să se audă pe hotar, la 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 la, cam eu bătița finar, la 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 la, și lucrează la pădure, la 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 la, cu țapii și cu secure, la 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 la. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori. Este o mare bucurie pentru mine să l-am invitat pe Andrei Petreuș, fiul celebrului violonist, ceteraș al Maramureșului. În mod cert, eu am curajul să spun, fără teama de a greși, vioara numărul 1 din Maramureș, Ștefan Petreuș. Andrei, am urmărit acest moment cu frații Petreuș și ne dăm seama încă o dată de frumusețea cântecelor, a liniilor melodice, a mesajului din cântecele lor. Acum știu că tu, împreună cu verișorul tău, fiul lui Ion Petreuș, cu Marinel, formați un cuplu. Am putea spune nu frații Petreuș, verișorii Petreuș, dar tot Petreușii sunteți și continuați, ca să spun așa, această misiune de a promova folclorul maramureșan, așa cum au făcut o zeci de ani părinții voștri. Cum a venit ideea sau cum v-ați apropiat și v-ați gândit să duceți mai departe această tradiție minunată a familiei Petreuș? Da, ideea n-a venit numai acum. Noi am colaborat și mai de mult și cu ansamblu și la evenimente, când am cântat, când trăia și Ion și Ștefan, am fost la nunți împreună, inclusiv dincolo de graniță, în Ucraina, am avut câteva nunți și amintiri foarte frumoase. Și noi, când studii muzicale și Marin și eu, am putut cânta și alt gen de muzică, cum ar fi muzică ușoară sau la evenimente. Și da, am completat cumva formația fraților Petreuș. Dar bineînțeles că de bază este să ducem
mai departe tot ce au lăsat ei, zestrea aceasta frumoasă a folclorului maramureșan. Și anul trecut, la zilele localității noastre, la zilele Glodului, să zic așa, bine, comuna este Strâmtura. Strâmtura, dar, și satul Glod, da. Primăria ne-a ajutat și am organizat și acolo zilele localității și un festival care se numește Duminică la Glod, în urma unui documentar realizat de televiziunea română. Cred că domnul Ion Filip a fost cel care a organizat. Da, mare om de televiziune. Cel mai mare regizor de folclor care l-a avut vreodată televiziunea română, realizator de filme folclorice cu premii internaționale, un om extraordinar, și îți mărturisesc că am avut bucuria ca primul meu film folcloric la TVR să-l realizeze Ion Filip și știu cum lucra. Mi-amintesc de acel film, Duminică la Glod, absolut uimitor, un document. Așa e, care rămâne peste vremi, iată, despre folclorul maramureșan și în mod deosebit despre frații Ion și Ștefan Petreu. Și eu am avut norocul să-l cunosc pe domnul Ion Filip. Ion Filip, da. Da, ne-am întâlnit la Baia Mare la un eveniment împreună cu tata și în continuare o să rămân uimit. Toți oamenii mari în televiziune, artiști adevărați și mari, sunt oameni foarte modești și de bun simț. Și mi-aduc aminte și de dumnealui că era la fel un om așa de modest și cu bun simț, deși un mare regizor. Așa este. Și împreună cu Marinel, cu verișorul tău, așadar, ați inițiat această acțiune la Glod. Da, am continuat cumva prin acest festival și am zis, cum să nu cântăm împreună, că ar fi culmea să cântăm separat pe aceeași scenă. Așa e, ar fi fost păcat, da. Da, și bineînțeles că lucrurile merg mai departe și avem colaborări, avem tot felul de evenimente și spectacole și o să facem și înregistrări dacă ne ajută. Trebuie neapărat. Din păcate, Marinel, din motive obiective, n-a putut fi alături de noi astăzi, când realizăm acest interviu și această emisiune minunată aici în Maramureș. Dar, Andrei, tu ai venit cu doi colegi care te vor însoți în emisiunea de astăzi. Aș vrea să ne spui tu despre cine este vorba, cum se numesc, cine sunt. Colaboratori de-a noștri, muzicieni aici din Maramureș, istoric. Da. Care? Unul dintre ei colaborează și cu grupul Iza și l-am rugat să vină și alături de mine acum. Dacă toți suntem împreună aici. Da. Și astăzi, uite, pentru că suntem aici, pentru că sigur avem această șansă să ai acești muzicieni, aș vrea să-ți propun ca la început să avem un moment live realizat aici pentru cei care ne urmăresc acum. Un moment cu un cântec care îți vine ție acum mai aproape de sufletul tău, după care sigur vom urmări și alte filmări pe care le vom realiza în acest spațiu absolut minunat de la Uncești. A săracă inima mea, săracă inima mea, iar începe a mă dure, iar începe a mă dure. Ai fost am la doctor cu e, fost am la doftor cu e, la doftor și la potică, și-mi-o zis că n-am nimnică. Ei, poticară, și-mi-o spus, poticară, și-mi-o spus, leacuri la inimă nu-s, nici în Sighet, nici în Cluj. Ei, și-apoi hai cu mândra-n brață, până mâine dimineață.
la fericiul de sănăsoară. Prin de patru voi la car, prin de patru voi la car, mere-n lume după mar, mere-n lume după mar. Prin de patru voi la rudă, când îi dupune anorii voi, când îi dupune anorii voi, prin deară la care șase voi, se ducă truda înapoi. Prin deară șase și încă șase, prin iar șase și încă șase, se ducă truda de acasă, se ducă truda de acasă. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori, și mă bucur foarte mult să l-am invitat pe Andrei Petreuș, fiul celebrului Ștefan Petreuș, și să depănăm amintiri, să vorbim despre ce au însemnat pentru folclorul maramureșan frații Ion și Ștefan Petreuș, dar mai ales ce înseamnă generația tânără a celor ce preiau și duc mai departe folclorul maramureșan, așa cum ești tu, Andrei, așa cum este Marinel, care împreună v-ați propus să duceți mai departe promovarea folclorului maramureșan. Știu că tu ai studii muzicale. Te-a tentat, cred că în primul rând, să calci pe urmele lui tata, să fii și tu violonist. Dar te-am văzut că împreună cu tatăl tău ai cântat și la zongură. Ce ai terminat, de fapt? Da, eu am studiat vioară, dar vioara. Acum vă mărturisesc o amintire. Da. Eu aveam o vioară mică. De trei sfert, așa cum era, da, în clasele mici. Și numai nu înțelegeam eu de ce în mâna lui tata sună așa de bine și... Și în mâna nu, da. Că era aceeași vioară. Era aceeași vioară. Da. A fost greu pentru mine oarecum să... Nu vreau să zic să concurez, dar să încerc să-l ajung pe Ștefan Petreuș și nu spun cu părere de rău. O spun cu mândrie pentru că așa de frumos cânta și din tot sufletul. Și fiecare om are amprenta lui. Absolut. Deci nu putem fi doi oameni la fel. Da, la fel, da. Asta nu înseamnă că nu-mi place să cânt la vioară, bineînțeles, și la alte instrumente. Eu chiar am cochetat cu tot felul de instrumente din plăcerea de a descoperi muzica și cânt și vocal. Și... Sigur. Da. Și cu zongura ai învățat de dragul de a cânta împreună cu tatăl tău, cânta, nu? Da, de a la compania, de a fi împreună. Așa a fost celebru cuplu, da. Cu Ceteră și zongură și dobă. Și dobă. Da, asta, erau... Acum, în multe situații unde erau lucrurile mai restrânse, nu era neapărat nevoie de dobă. Doba era mai mult folosită pe ulița satului la ca să nunți, se audă de la distanță. La evenimente importante ca să atragă atenția, da. Da. Spune-mi, Andrei, pentru că tu ai realizat niște înregistrări împreună cu tatăl tău la vioară, tu cu vocea și cu zongura. Cum ți-ai ales repertoriul? Te-ai consultat cu tata? Ai
venit tu cu propunere, cu cântecele acestea pe care le-ai înregistrat și pe care o parte le vor urmări telespectatorii noștri. Da, păi în mare parte cu tata m-am consultat, pentru că aveau experiență și aveau un repertoriu foarte vast. Ei, multă lume nu înțelege cum e povestea asta cu horile, că îi aud pe mulți folcloriști, nefolcloriști, că se mai ceartă, că unul are melodia lui, că altul... Ei s-au confundat cu folclorul. Ei au avut șansa să trăiască ceea ce au cântat. Și aici e greu care vine pe generațiile noi. Pentru că povesteam chiar cu niște prieteni care, mă rog, cochetează tot așa cu muzica și ziceam, domnule, cât e greu să vorbești ceva de carul cu boi acum, că tineretul săracul nici nu mai știe ce conține un car cu așa boi. Așa este, n-au idee. N-au, da. Și atunci, cum poți să faci, să compui un cântec autentic? Nu prea mai poți, e mai greu. Acum, da, sunt alte teme, într-adevăr, de dragoste, de... Absolut. Așa, dar ei au trăit în alte vremuri și chiar dacă cu siguranță s-au inspirat din folclorul maramureșan, au și creat folclor, pentru că au avut acest har. Au avut acest har, au avut acest dar de la Dumnezeu de a crea cântece, exact. Pentru că cunoșteau foarte bine folclorul maramureșan, cunoșteau foarte bine starea sufletului țăranului român de acolo, de la Glod și din întreg Maramureșul. Să știți că erau niște tipare. Da. Deci nu puteai să încalci niște reguli. Nu se putea cânta orice la evenimente. Nu puteai să faci orice fel de strigături. Femeile aveau strigăturile lor, bărbații pe-a lor, jocurile erau... Acum lucrurile s-au mai amestecat, să zic așa. Eu am prins acele vremuri, am avut norocul să merg la evenimente unde era feciorescu, unde jucau numai feciori, era bărbătescu, unde jucau numai bărbații. La învârtită numai bărbații strigau. Acum să mai amestecă, da, da. Important e că, iată, aceste cântece, aceste valori extraordinare, încă aici, în Maramureș, sunt vii, iar tu și verișorul tău, Marinel Petreuș, le duceți mai departe. Să ne bucurăm sufletul de alte momente deosebite, filmate aici, în cadrul acesta minunat, la Uncești, cu Andrei Petreuș.
Hai, hai, frunză galbenă, stau în loc, nu mă leagănă. Să adună drag cu drag, să adună drag cu drag, să sărută până zac, să sărută până zac. E hai, hai, frunză galbenă, stau în loc, nu mă leagănă. Continuăm emisiunea Cântec și Poveste. Este pentru mine o mare bucurie și sunt absolut convins și pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, întâlnirea cu cântecul popular maramureșan, întâlnirea cu cântecele fraților Ion și Ștefan Petreuș și a discipolilor acestor minunați rapsozi maramureșeni, fiul lui Ștefan Petreuș, Andrei Petreuș, iată prezent în spațiul emisiunii noastre. Andrei, vreau să vorbim câteva lucruri legate de festivalul ce poartă numele fraților Petreuș. La început știm că Ion a plecat mult mai repede din această lume și o perioadă a avut loc festivalul Ion Petreuș. Acum de când tatăl tău s-a alăturat alături de fratele lui și cântă acolo sus în tezaurul folcloric românesc din înălțimea cerurilor, v-ați gândit împreună cu Marinel și vă felicit pentru această idee ca festivalul să poarte numele fraților Ion și Ștefan Petreuș și să duceți mai departe această manifestare care an de an ne reamintește de cei care au marcat folclorul maramureșan ca nimeni altcineva. Spune-ne câteva lucruri legate de festival. Cum v-ați gândit să-l organizați în continuare? Da, aș începe cu o poveste care e și amuzantă oarecum. Multă lume a spus lucrul ăsta, frații Petreuș sunt un brand. Și atunci, da, împreună cu tata, cât a trăit, am zis, hai să înregistrăm brandul ăsta Petreuș. Și, într-adevăr, acum l-am moștenit și îl ducem mai departe, împreună cu Marinel și cu toată familia. Toată familia, da. Suntem bucuroși că suntem împreună. Și, într-adevăr, vrem să înregistrăm, să continuăm festivalul și să-l facem frații Petreuș, pentru că este un nume național. Absolut. Trebuie absolut să devină un festival național. Absolut. O să-l organizăm în colaborare cu, și cu Ansamblul Transilvania. Absolut. Și este locul unde ei au cântat o viață. Da, și cu alți oameni de muzică care și artiști ai acestui popor. Susținere se pare că avem. Deci și promisiune. Acum partea de organizare o să ne ia un pic de timp, dar îl facem și sperăm să fie la un nivel, la nivelul fraților Petreuș. Așa, eu așa îmi doresc să, așa trebuie să fie. Și acest așa festival trebuie să fie, pentru că ei, așa cum spuneam, au fost cei care au fost deschizători de drum în folclorul maramureșan, cei care au scos în lume pentru prima dată folclorul maramureșan într-un mod cu totul spectaculos, ca să spun, sigur că a fost Victoria Darbai, prima mare interpretă a Maramureșului, a fost și alții care au prezentat cu cinste, cu demnitate folclorul maramureșan, dar frații Ion și Ștefan Petreuș au marcat profund folclorul maramureșan. Uite, eu îți promit că echipa TVR Cluj va fi prezentă acolo după ce o să vă faceți voi toate socotelile pentru a bucura sufletul celor care ne urmăresc cu secvențe de la festivalul pe care voi îl organizați. O să încercăm să facem așa fel în care să putem fi prezenți alături de voi, pentru că, așa cum spuneai, frații Petreuș merită o astfel de manifestare, măcar o dată la un an să ne reamintim de ei și de munca lor extraordinară. Spunem acum, pentru că încet încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre cu publicul telespectator și cu această emisiune, vezi ce repede zboară timpul și ar fi atâtea și atâtea de vorbit, dar aș vrea să te întreb proiectele voastre de viitor împreună cu Marinel, pentru că sigur ne-ați vorbit în primul rând de această manifestare, de festival. Ce mai aveți de gând? Dacă v-ați gândit să realizați imprimări, să realizați un album, să realizați... Cu siguranță, o să reedităm și cântecele părinților ale părinților noștri și, de ce nu, și cântece noi, dacă
ne ajută Dumnezeu și ne dă harul să, să putem face amândoi ceva frumos. Și vă potriviți foarte bine. V-am urmărit, ne-am întâlnit la București la o mare manifestare și ați cântat live amândoi împreună cu, cu verișorul tău, cu Marinel. Și mi-amintesc foarte bine de succesul extraordinar pe care l-ați avut acolo în inima Bucureștiului, unde era o mulțime imensă de, de oameni veniți să-și bucure sufletul cu folclorul românesc din toate zonele. Voi ați reprezentat Maramureșul și v-ați bucurat de, aș zice, același succes pe care l-au avut părinții voștri. Ați văzut? Da. Noi am crescut cu muzica fraților Petreuș în casă. Asta a fost, am auzit de foarte multe ori unde am umblat, la cântat cu tatăl meu, veneau oameni care spuneau lucrul ăsta, zice, domnul Petreuș, noi am crescut cu muzica dumneavoastră. Așa e. Și noi am avut generații marea șansă să creștem cu muzica fraților Petreuș chiar în casă. Deci, poate că am moștenit nu numai harul, cât și simțirile pe care le-au trăit ei când cântau și asta ne ajută, într-adevăr, să, să arătăm altceva publicului. Așa e. Andrei, pentru mine a fost o mare bucurie și vreau să-ți spun că oricând împreună cu Marinel sunteți așteptați aici la, în spațiul emisiunii Cântec și Poveste, când vom avea lucruri noi de arătat lumii. Îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să fii prezent în emisiunea noastră, să ne reamintim de celebrii frații Ion și Ștefan Petreuș, să le arătăm oamenilor că aici în Maramureș, iată, ștafeta merge mai departe, că, iată, cântecul tradițional, adevărat maramureșan, nu moare, ci este dus mai departe de cei care îl iubesc cu adevărat. Îți doresc mult succes în toate proiectele tale și ale verișorului tău, Marinel, și aștept cu drag să ne revedem la evenimente deosebite. Și eu vă mulțumesc în numele Petreușilor și în numele meu și să știți că de câte ori mergem la Cluj, noi așa zicem că suntem acasă, deci ne simțim ca acasă noastră și vrem cu drag să venim oricând. Mulțumim mult! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi, pentru că împreună ne-am bucurat de minunatele cântece ale fraților Ion și Ștefan Petreuș și ale fiilor lor. Mulțumindu-vă, vă dorim toate cele bune! Cine-a făcut trumpa
pustă, cine-a făcut drum pe pustă? Drumul a făcut mândra, drumul a făcut mândra, când m-a petrecut țara, când m-a petrecut țara. Și de-atâta petrecut, și de-atâta petrecut, cinci părete ce-ți mi-a rupt, cinci părete ce-ți mi-a rupt. Și-nc-o zis că mă petrece, și-nc-o zis că mă petrece, până arumpe ce-ți mi-a zece, până arumpe ce-ți mi-a zece. Ce cizme noi. Păsărică de pământe, păsărică de pământe, am auzit am că știi multe, auzit am că știi multe, ești multe, hai mă învață cum să strâng pământra în brațe. Zivi strună ce te rașcă la afară, ți-o-i da cașma! Hai da, hai da, hai! Hai da, bătără, să saune, să mă rămândră, ce-așciună, băi! Mândruliță, vino sara la portiță! Hei, vino sara, vezi, erat, să-ți mai dau un sărutat, mă! Ei, iată, vă fac cu poteare, până mâi vă fac sluceare! Zi așa, zi așa! Ei, sluceare, mă rățare, ca să prind focul cu ea, nu mai grigă, mă! Thank you.